Bună ziua! Începem ședința extraordinară cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de veniți și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. De ce a fost nevoie de această ședință extraordinară? Pentru că are loc și miercuri ședință ordinară, dar având în vedere vremea de afară și câteva lucrări care trebuie demarate, avem procedurile pregătite, doar finanțarea mai lipsește. Am ales să facem această ședință extraordinară astăzi, ca dacă săptămâna viitoare este vremea bună, chiar să demarăm acele lucrări pe care le-am propus. Această sumă care a fost alocată primăriilor prin acea hotărâre de guvern, a venit în sprijinul autorităților locale pentru echilibrarea bugetelor, în special de funcționare. A fost nevoie de întocmirea unei situații împreună cu cei de la Direcția Economică, doamna director este aici, pe toate cheltuielile ce le-am avut până acum și ce mai avem nevoie până la sfârșitul anului. Bineînțeles că cererea noastră a fost mult mai mare, dar suntem mulțumiți și cu ceea ce ni s-a dat, pentru că acoperim cel puțin cheltuielile de funcționare și putem degreba câțiva bani care erau alocați acolo la funcționare să mai asfaltăm o stradă sau să mai terminăm ceea ce ne-am propus pe final de acest an. De aceea o să regăsiți acolo unde s-au dus banii, dar între timp am un amendament la acest proiect de hotărâre, pentru că cei de la Terdezon care au realizat la Biserica Sfântul Gheorghe anveloparea acelei clădiri și cele două școli care a dat câte 10.000 de euro la școala Alexandru Sever și la școala George Enescu pentru dotarea cu calculatoare, au venit în sprijin să mai acorde o finanțare. Aceasta ca urmare a unei scrisori de mulțumire pe care am înaintat-o luni către dumnealor și le-am propus, dacă sunt economii în cadrul proiectului pe care l-au realizat în acest an, să vină în sprijinul nostru cu amenajarea unor terenuri de sport de la școlile din oraș. Așadar, au ales deja școala numărul 2, dar pentru a realiza acest proiect dumnealor, solicită ca suprafața terenului să fie deja plană, realizat așa cum prevede normativul pentru a veni ei cu covorul artificial, cu porțile, cu coșul de basket și fileu pentru tenis de câmp. Am venit din nou către ei și am spus că dacă e mai mult de atât, să fie inclusă și școala generală numărul 4, Tristan Țara. De aceea vreau să suplimentez acolo și doamna știe de unde să adauge la buget cu 120.000, să includem și școala 4, dacă tot facem acest lucru, să facem cu cele două terenuri de sport. Urmează la vară, poate, și liceul Spiru Haret, pentru că la liceul George Grigore Covălcescu, avem deja un proiect pentru la anul cu Petromo EMB, așa cum în fiecare an știți că acordă cele 200.000 de lei pentru realizarea unor obiective. Acum realizăm picnicul din Parcul Osoiu. La anul am propus celor de la Petrom acest teren de sport de la liceul Grigore Covălcescu, pentru că acolo va funcționa din nou școala profesională învățământ dual, cu o clasă specială pentru cei care studiază în domeniul extracției petrolului. De aceea, cred că aceste terenuri trebuie să amenajate și dacă avem posibilitatea cu cei de la Terdezom să le oferim terenurile gata făcute, să acceptați și acest amendament în proiectul de buget de an. Mulțumesc. Comisia de urmare, dacă mai aveți întrebări sau neclarități. Dacă nu, supun proiectul la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem proiectul la vot cu amendamentul, poftiți domnul consilier. Nu, sunt de acord. Dacă nu supunem la vot proiectul cu amendamentul propus, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dar mai sunt nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem proiectul la vot, inclusiv cu amendamentul specificat de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 173 din 28.08.2019. Doamna secretar, vă spune că am luat legătura cu cei de la Ministerul Sănătății și trebuie o mică modificare. La Comisia Juridică din Minister am mai găsit o modificare.
Da. Hotărârile Consiliului Local au fost transmise către Ministerul Sănătății. Au urmat procedura privind solicitarea vizelor de legalitate în vederea transmiterii către Ministerul Justiției. La compartimentul juridic din cadrul Ministerului Sănătății au solicitat o completare a hotărârii Consiliului Local 173 din 28-2019 în ceea ce privește forma juridică de dare în administrare prin Institutului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie a acestei clădiri. Asta a fost singura modificare. Am procedat la completarea celor două articole, articolul 1 și articolul 2 din contract cu această formalitate. La administrariu însă retransmite toată documentația în vederea obținerii avizului Comisiei Juridice din cadrul Ministerului Sănătății, ulterior a transmiterii și evaluării procedurii către Ministerul Justiției în vederea demarării procedurii de aprobare prin hotărârea Guvernului acestei prelări. Dacă mai avem ceva întrebări, vă rog. Dacă nu supun proiectul la vot, cine este da? Potrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține, cine da? Comisia economică, dacă sunt întrebări, ne-a lămurit. Dacă nu, vă rog să supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului material de construcții în vederea realizării accesului la proprietate a proprietarilor din strada Alexandru Ioan Puza, 12 Mânești, județul Bacău. După cum știți, pe această stradă se derulează un proiect în parteneriat cu Compania Națională de Investiții. La momentul demarării acestui proiect, printr-o hotărâre de Consiliu, am predat Companiei Naționale terenul pe care se reabilitează strada, urmând ca, după și expirarea garanției, să fie predat înapoi Consiliul Local Moinești. Pentru că a fost o axă de finanțare ca urmare a fenomenelor meteorologice, respectiv inundațiile din 29-30 iunie 2018, în acel proiect nu au putut fi incluse și accesul către locuințe sau celelalte branșamente, accesul către străzile adiacente, străzii Alexandru Ioan Puza. Fiind aproape de final acest proiect, am mers cu proiectantul și cu constructorul pe traseul respectiv. S-a constatat că nu peste tot era prevăzută rigolă, pentru că au pus doar acolo unde era prevale de ape pluviale. Am ajuns cu proiectantul la înțelegere să facă dispoziții de șantier acolo unde se constată că mai este nevoie de rigolă, dar pentru a veni în sprijinul cetățenilor care locuiesc pe această stradă, o parte din pădețe vor fi stricate. Cu ajutorul Direcției Domeniul Public din cadrul Primăriei Municipiului Mănești, cu excavatorul din dotare, vom merge să-i ajutăm pe oameni să demoleze, în același timp să și construiască la loc. Dar nu cu manopera, ci doar cu un ajutor constând în câțiva saci de ciment. La finalul acestei lucrări vom face o dare de seamă cu tabelul pentru fiecărui cetățean care este în acest tabel și suprafața care a fost executată cu cei de la domeniul public, dacă există o stradă adiacentă care trebuie să-i creăm acces, voi prezenta un raport în Consiliul Local. E vorba de câteva mii de lei. Mulțumim. Comisia de Urbanitate, la Vizii Sanitarități, se întrebări, supun doi la voi cine și pentru. Potrivă, abțineți, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, ne lămurim. Dacă nu vreau să specific eu, adică ideea când se face acel proces final de finalizare, să se stipuleze undeva că nu sunt și alte pretenții, să ne trezim cu alte reclamații vis-a-vis din partea altor cetățeni care locuiesc pe stradă. În rest, ideea nu este rea, trebuie să încheiem proiectul, asta este. Efortul ne aparține, să mă rog. Ducem la bunul sfârșit care s-a întâmplat așa cum s-a pornit. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc.
Lumea de ședință antenă. Mulțumesc, din ascultă și domnul doamnelor și domnul consilier. Cum ați văzut? Ultima vizită din departur se spune acolo. Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local în regiune urgență, în comunitate cu prevederea la articolul 133 al neagul de literă a din abonată de urgență a Guvernului numărul 57/2019 prin un podul administrativ, s-a procedat la emiterea dispoziției numărul 860/2019 de către primarul municipiului Mălina. Vă informez că la ședința este legal mai citită, procedura de prezență a fost îndocumentată, fiind prezent toți cei 19 consilieri din 19 validați în funcție. Prin urmare, putem parcurge ordinea de zi. Doamna președintă, vă rog să puneți la vot proiectul ordinii de zi de astăzi. Să pun la vot în proiectul ordinii de zi, care este extraordinar și este pentru. Primul punct al ordinii de zi, proiectul de legi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2019 al municipiului Românești. Raport Comisia Juridică. Ales favorabil cu 5 voturi, cu amendamentul propus de noi. Raport Comisia Economică. Avizează favorabil în anumitate de voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorul cu 7 voturi pentru amendamentul propus. Întrebări, discuții? De ce? Cred că mi-a scăpat să spun că e și o mică reparație la școala 4 în cadrul acestei sume. Încălzirea centrală de la Vedeniță nu mai funcționează și trebuie schimbat în conductele. Conductele sunt din 75. Trebuie. Deci sunt cele două lucruri, terenurile și celulare de la Vedeniță. Da. Punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mălinești, numărul 173, din 28.08.2019. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, spun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect votat cu unanimitate de voturi. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind abordarea ajutorului în materiale de construcție în vederea realizării accesului la proprietate a proprietarilor de stradă la Iscuza, municipiul Mășnești de Subancău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Ca să vin în completare aici, strada 1 Mai este acum la CNI și acolo am avut câteva discuții până o să ajungă în lista sinteză sau aproape prin ordin de ministru și după aia se emită hotărârea de guvern. Avea trotuare inițial în proiectul, în studiu de fezabilitate pe care l-am făcut și niște diguri de apărări de mal pentru a nu strica asfaltul în cazul unor inundații pe termenul. La fel, a trebuit să dau declarație să renunțăm la acele trotuare dacă se dorește pe parcurs să le facem din bugetul local și de asemenea niște apărători pe care deja am început să le facem. Pe unele, dacă știți, pe strada 1 Mai, la intersecția cu strada Păcii, deja s-a terminat digul și mai la deal pe la podul unde se lucrează acum cu unde construiește acel pod de tot prin Ministerul de Dezvoltare. Așadar, o să mai întâmpinăm astfel de probleme, cred că și la următoarele proiecte. Pentru că tot am luat cuvântul, este ședință extraordinară, dar e o situație de urgentă creată la nivelul municipiului Moinești, aceea drumului național. Pentru că deja s-a ajuns la intrarea în municipiul Moinești și deja astăzi, ieri și astăzi s-a lucrat și se lucrează la celălalt capăt din extremitatea de sud a orașului între Moinești și Comănești. Cred că trebuie să luăm și noi atitudine, atât executivul cât și Consiliul Local. Și de aceea, domnul viceprimar, o să vă propună și să
semnăm o notă de protest pe care o voi înainta prin adresă la Ministerul Dezvoltării și la CNAI, RE, să țină cont că și municipiul Măinești face parte din țara aceasta și municipiul Măinești are un drum național care traversează și este de datoria statului român prin guvern și prin Ministerul Transporturilor, indiferent ce culoare politică are, să țină cont și de acest segment de drum, care, cum vă spuneam, trebuie să asigure siguranța la nivel național și inclusiv și celor care sunt în municipiul. Vă rog să citiți ce am scris și dacă aveți mai adăugat ceva sau vreți să dezbatem, vă rog să, după care o să semnăm fiecare și eu voi tot mi adresa să vă înaintez la Ministerul Transportului și la CNAD. Da. În notă de protest. Vă rog un pic de deci. Apreciem demersul Ministerului Transporturilor prin CNAIF3 de refacerea covorului asfaltic a drumului național de 2G Bacău-Comănești, dar ne arătăm indignați de faptul că porțiunea de drum național ce tranzitează municipiul Măinești a rămas neatinsă. Având în vedere articolul 11 din Ordonanța Guvernului numărul 43 din 1997 cu asterix, privind regimul drumurilor, citez, drumurile de interes național, județene și comunale, își păstrează categoria funcțională din care fac parte și sunt considerate continue și atunci când traversează localitățile, servind totodată și ca străzi. Încheiem citatul. De pentru care considerăm că este de datoria Ministerului prin CNAIR să respecte ordonanța care reglementează regimul drumurilor din România. Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Măinești, numărul 13 din 22.01.2019, a fost aprobată predarea sectorului de drum național 2G, kilometru 43 plus 640, până la kilometru 53 plus 358, proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Măinești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transportului, în vederea executării lucrărilor de reparație. Aceasta, împreună cu toată documentația, a fost trimisă Ministerului Transportului, prin adresa numărul 4253, din 5.02.2019. Demersul a fost făcut după modelul înaintat de Consiliul Local al Municipiului Onești, care a fost a fost finalizat prin hotărârea de guvern ce a consfințit trecerea sectorului de drum național DN11A, kilometru 1 plus 500, până la kilometru 6 plus 700, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către CNAIR a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, finalizându-se cu refacerea suprafeții carosabile de către CNAIR. Având în vedere cele prezentate, Consiliul Local al Moinești solicită public Ministerul Transporturilor să facă demersuri necesare pentru preluarea în administrarea sectorului de drum național 2G kilometru 43 plus 640 până la 53 plus 358 pentru asigurarea siguranței transporturilor și pe acest sector de drum, așa cum se întâmplă pe toate drumurile naționale. Semnează consilierii locali ai municipiului Măinești și da, trecem să... Toată lumea trecută, dacă sunteți de acord și dacă nu putem dezbate, pentru că e o problemă de interes național. Dacă suntem de acord și nu mai sunt alte discuții, acest tabel o să treacă pe la fiecare consilier. Vă rog să sunt două tabele originale, unul să-l trimitem, unul să rămânem la acest tabel de ședință. Sper să suntem cu toții echipă la acest demers, pentru că nu are nimeni de acest moment. S-a creat acest precedent la Onești, l-am și menționat acolo, cred că după exemplu de acolo ar fi foarte bine să se întâmple acest lucru cât mai tot. Nu să nu fim de acord, domnule, cei și sfârșitul. Sunt toți de acord și da. Profund indignați. Dar nu cred că este un protest politic ăsta, e un protest al cetățenilor. E un protest al cetățenilor. E o necesitate absolută.
N-are consiliu nimeni Eu zic că în baza acestui demers poate reușim să-l includem în hotărârea de Consiliul Local. Este documentația trimisă, este? Poate, guvernul ăsta este, cum se întâmplă bine, bine altul. Găsim o soluție să știu altul. Da, ați văzut, n-am hârtia în față. Să vă citesc exact din lege ce spune, că trebuie să asigure siguranță continuă. Și nu numai, adică drumul ăsta le exploatează toată lumea, inclusiv taxele toate merg la cine a zis. Care e problema? De ce să nu repare infrastructura așa cum trebuie, corespunzător? Păi normal, într-o țară normală. Categoric. Dar precedentul e normal. Și nu numai precedentul, este un lucru normal. Și nu e precedent. Nu numai că e precedent, dar e un lucru normal. Când s-a putut cu o localitate, eu sper că și principiul Măinez face parte din județul Bacului în România. Cetățenii care tranzitează nu trebuie să găsească un segment de drum. Trebuie să se asigure continuitate pe acest drum. O să facem demersul la nou gunoiași ca să se fie. Da. Ce e asta la nou guvern? Păi de-a tot de ce e la care guvern? La nou. E tot să iene la nou face și sunt mulți sceptici, dar o să vedeți surpriza, tot liberare o salva România, dialogul istoric. Așa că veniți aproape. Țineți aproape. Nu trebuie să mai dați drumul la ăsta. Țineți aproape. Dați istorie în urmă și povești. Asta mai specifică, că nu e vorba de culoare. E o chestie logică. Chiar dacă este la cetățenii de-au mandatat, să lăsăm și vot aici. Nu avem pentru mandat electoral. Le-am dat circulat cu foaia. Le-am dat prin piețe. Le-am dat prin piețe. Le-am dat cu eu, frate. Să le vorăm una. Nu mă te dat cu oare. Aia sunt trei factori. Te parcă să vezi. Dacă vin la revenire ideal, te mai vine și jumătate din PSD, treaba e rezolvată. Da, da, vedeți, citiți tot atât de jos. Citiți-o, haideți să vă citesc, lasă că mai citesc o dată, poate m-am scurtat de aia. Dar ce-i mândru să citesc, sunteți mândru să scrie așa? Păi nu, vă vreau să spun afară aici, dacă fac să vezi ceva. Da, nu, dar nu-i afară, ce-am scris și eu aici? Cineva a dat un cap la cineva, la unei știu, trebuie să dau un cap. A dat un cap, e așa de rău? Da, nu-i rău, zic și eu, am dat un exemplu. A făcut pentru cetățenii de acolo, foarte bine, să folosească și eu trei la București. O dată săptămână, știți cum mă duc. Și dumneata, și ăla, trece prin drumul ăla la București, îi folosește. Nu știu ce zic, dar nu, dar citesc multe de ce nu citesc. Statul și cine e el. De 100 de ani. Lucrările de reparație, ce trebuie să le fac? Proprietarul. Și la un loc. Cine e? Ați vă mai citesc o dată. Cine e? La noi e la Ministerul Transportelor. Cine e? Da, cine e? Compania Comandă. Bine, liniște. Vis-a-vis de acel articol, având în vedere articolul 11 din Ordonanța Guvernului nr. 43, de 1997, face parte de așa, privind regimul drumurilor, și îți dau citat, drumurile de interes național, județene și comunale, își păstrează categoria funcțională din care fac parte și sunt considerate continue și atunci când traversează localitățile, servind totodată și ca străzi. Continuă.